Și regulile în ceea ce privește transportul în comun din Iași s-au schimbat. Programul a fost modificat, iar accesul oamenilor în autobuze și tramvaie este restricționat. Evident, totul pentru a reduce riscul răspândirii noului coronavirus. Dacă șoferii se simt mai în siguranță după noile măsuri adoptate, unii călători au păreri diferite. La 8 nu se mai circulă. De la 3:30 până la 6 nu mai circulă. În perioada asta, tramvai, autobuze, după care iar se oprește. Nu se circulă nimic, este hotărâre dată. Conform noilor hotărâri adoptate de Municipalitatea Iușeană, mijloacele de transport în comun circulă după un nou program. Este ora 7:50, suntem la un capăt de linie din Iași. Acest tramvai este ultimul care mai pleacă în această dimineață de aici pe traseu, după care toate mijloacele de transport în comun din Iași, fie că vorbim de autobuze sau tramvaie, nu vor mai circula până la ora 3:30 după amiaza. Dacă se va impune în continuare, așa cum se întâmplă și la nivel național, vom merge până la suspendarea totală a transportului public de călători. Repede că e ultimul! Ați avut limitări din acestea până acum, restricții de circulație? Nu. În 55 de ani, nu. Șocant. Deci, efectiv, am așa o stare de panică, puțină panică. Conform noului program, autobuzele și tramvaile ies pe traseu între orele 5 și 8 dimineața, 15:30 și 18 după amiaza, iar de la ora 9 seara și până aproape de ora 11 noaptea, pe traseu nu mai circulă decât un sfert din parcul auto al companiei de transport. Cum vi se pare? Ciudat! Structura. Ciudat! Relată în contextul cu răspândirea coronavirusului. Bine! E bine sau rău? E bine, e bine. Dacă dar așa e bine. Nu știam. Ce vezi? Pe jos! Ori la taxi, vedem! Și nu sunt singurele măsuri luate pentru transportul în comun. E blocat asta. Dar nu aveți cum o toci înapoi, doamne. În toate mijloacele de transport în comun, fie că vorbim de autobuze sau tramvaie, călătorii sunt întâmpinați cu astfel de mesaje: măsuri preventive, ușă blocată, vă rugăm folosiți celelalte uși. Ideea este că oamenii nu mai pot să intre pe prima ușă a acestora pentru a fi protejați vatmanii și șoferii. Am văzut că v-au blocat ușa. Nu știu, pe viitor. Da, da, a rămas mai pentru accesul vatmanului, da. Călătorii s-au obișnuit deja, stare de urgență, am trăit în armată în 89, dar... A fost altceva atunci. Acum e pe timp de pace și noi cam suntem, nu știu cum, dezorientați așa. Vă simțiți mai în siguranță acum cu programul ăsta? Am văzut că v-au delimitat zona. Da, mai în siguranță. Categoric. Am văzut că v-au blocat ușile din față. Da, da, da. Pentru ca să nu mai urci călătorii pe aici, să fiu și noi cât de cât protejați. Cam la prima ușă se îmbuzie cel mai mult. Deci, dar noi mai stăm cu ușile închise și... De voi, de nevoi, ne apărăm și noi. Măsurile se vor aplica pe toată perioada de risc. Există însă și curse speciale pentru cadrele medicale și alte categorii de angajați care nu mai au cu ce să ajungă la muncă. Sunt 3 trasee care vor funcționa doar pentru medici. Traseul 28, 46 și 47, care vor conecta toate spitalele din Iași pe traseele clasice, așa cum le-am definit. Dar încercăm să facem schimbul de la ora 19 între cei care se duc la locul de muncă și cei care vor pleca din spitale. Seara la depou, dar și după fiecare cursă, toate autobuzele și tramvaiele sunt dezinfectate.